De la... Suntem live pe Facebook? Suntem live și pe Facebook. Da. Mulțumesc din suflet. Bună seara, dragilor. Bună seara, bună seara. Dau și eu cu share la mine pe profil. Să știți că am mari emoții, pentru că e prima dată când susțin un concert de colinde și zic eu că anul acesta merităm să primim în casele noastre mai mult ca oricând colindele nu numai românești, ci și internaționale, pentru că noi avem o comunitate care ne privește din toate colțurile lumii. O să vă rog și pe voi să apăsați acolo în josul ecranului butonul distribuie și butonul urmărește. Dau și eu acum imediat cu share la mine și ia să vedem. Ei, suntem live. O să țin telefonul acesta lângă mine să mă mai uit la comentarii. Să dau... Ia să vedem, ne adunăm. Dacă sunt întrebări, o să te rog, Diana, să mi le spui tu. Bună seara, wow, suntem deja 500, nu-mi vine să cred că mai mult decât la orice concert pe care l-am avut până acum. Așa că emoțiile sunt foarte mari, mai ales că astăzi o să mai avem un moment special. O să vă prezint în premieră o piesă. O piesă pe care am scris-o pentru bunicul meu. Astăzi este ziua lui, deși el nu mai este printre noi. Și o să am foarte mari emoții la piesa aia. Sper să nu mă încurc. Am repetat-o mai devreme cu Diana și a ieșit bine. Sper să iasă bine și acum. Bună seara, bună seara tuturor! Uite, vă văd aici! Sunteți foarte, foarte mulți! Nu uitați să apăsați butonul distribuie, să ne adunăm cât mai repede ca să dăm drumul la concert. Uite, am intrat cu câteva minute mai devreme, la și jumate o să începem și acum o să-ți dau ție telefonul, te rog. Am făcut proba de sunet pe pagina de Instagram a Dianei. Dacă prin vreo neplăcere nu se vede foarte bine pe Facebook, vă rog să ne anunțați, mai schimbăm rețelele, mai nu știu ce, suntem și pe pagina de la DIMS. Ești dulce ca o turtă dulce, uite ce spune. Mulțumesc, le-am adus fetelor turtă dulce făcută de mine. Foarte bună! Dragilor, vă doresc din suflet sărbători fericite și vouă, și vouă, și vouă și să avem un an mult mai bun, să fim sănătoși și restul le facem pe toate. Haideți să vă deschideți, nu porțile, ci Facebook-ul. Share-ul. Și în loc de covrigi și mere și nuci, primesc un share și un buton de urmărește. Asta ca să fiți la curent cu tot ce se întâmplă pe pagina mea de Facebook. Hai să vedem. Că vin cu lină doar
Sunt sigură că îl știți pe de rost, măcar pe ăsta îl știu și eu pe de rost, pe la atâtea emoții uit tot. Îi salut pe toți. Elena spune că Marilyn Monroe a României. Frumoasă și talentată, cu un suflet mare, demn de respect. Foarte frumos. Sunt foarte multe comentarii. O să vă răspund apoi. Cineva spune că o să cadă bradul. Stați liniștiți, nu o să cadă bradul. L-am fixat eu și cu Diana. Să trecem puțin și la niște colinde internaționale. Am ales primul... May your days be merry and bright.
Mai ne așezăm. Că ți s-a agățat rochea în brad. Am înțeles. Ia să vedem, mai ne întoarcem și la colinde românești, alternăm. Ia să vedem. Eu sper ca la anul viitor să primiți numai și numai vești din urmă. Crăciunului, până la urmă, este o sărbătoare a bucuriei, este sărbătoarea pruncului Iisus care se naște și trebuie să și sărbătorim, să ne și înveselim și să nu uităm că vine și Moș Crăciun, trebuie să îl așteptăm și pe el. Better watch out, you better not cry.
dar ați fost chemiți? Nu, chemiți. Dragilor, nu uităm să apăsăm acolo butonul urmărește și butonul distribuie. Vă aduc invitați frumoși, talentați, așa cum au fost și băieții de aseară de la Alex și The Fat Penguins, cărora le mulțumesc din suflet că au acceptat invitația mea de a găti împreună. Și să mai cântăm ceva, zic. Ia să vedem. Hop!
jingle bell rock, jingle bell chime, and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air. What a bright time, what a swell time, to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the jingle bell rock. Giddy up, jingle horns, speak of your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in the jingle beat, that's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Fetelor, știți că dacă vreți să dansați, vă aștept 60 de minute să dansăm împreună. Dansăm împreună, suntem aici alături de tine. What a bright time, what a bright time, to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horns, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in the jingle feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock! Ce drăguț, stau și eu, Audrey! Și vă spun sincer că atât de tare mi-a fost să cânt și eu în fața unor oameni care sunt în carne și în oase în fața mea. V-am mai zis, nu contează cantitatea, contează calitatea și ele sunt aici cele mai calitative fete. Dați una mâna. Hai mă, Gabi, mă! Vreau să vă întreb dacă i-ați cântat lui Moș Crăciun ca să vă aducă cadou. Sunt curioasă tare. Și dacă nu i-ați cântat până acum, hai să-i cântăm împreună. Poate nu știe bine Moș Crăciun limba română și am zis să-i cânt și pe englezește un cântec, fiindcă poate cine știe, vine de două ori la mine dacă-i cânt de două ori. Hop, și mergem mai departe. Poți să-i cânt și în franceză, Petit Papa Noel. Petit Papa Noel, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier,
Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Sinon, il va avoir si froid, et c'est un peu à cause de moi. Și asta n-a fost regizată, credeți-mă, deci mi-a dat-o Gabi aici la temelie, dacă mă curgeam la versuri, mă făceam că... Deci chiar n-a fost regizată. Hai să-i cântăm rumos și așa frumos. Fetele pentru Moș Crăciun, să ne aducă și cadouri de la Tiffany's, să ne aducă și un iaht, și un duplex, și cadouri multe, și cecuri, și de toate, de toate, și o mașină decapotabilă, așa cum zice în cântec. Bună seara din nou celor care au intrat puțin mai târziu, vă reamintesc să apăsați butonul distribuie, să ne facem mulți, mulți, mulți în această seară, să ajungem în toate colțurile lumii și mai ales să ajungem acolo la Polul Nord, la Moș Crăciun, ca să nu ne uite. Eu sunt sigură că nu ne uită și să primim acolo de Crăciun fiecare un pic, un pic, un pic, un pic, un pic de tot. Și eu mi-aș dori și un pic de zăpadă, dacă se poate. Și uite că o să-i cânt așa moșului. Ia să vedem. Te
rog, Oana, ia și tu un loc aici în public. Ți-am zis că seara asta nu muncești. Vreau doar să te bucur de concert. And I brought me some corn for Poppy. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how are we going out in the storm? But if you hold me tight, on the way home I'll be warm. A fire is slowly dying, and my dear, we still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. He doesn't care if the storm below. He's sitting by the fire, it's cozy for you. De la un cântec pe care de obicei cântăm în ajun, dar mi-a plăcut foarte tare starea pe care avem aici. Am uitat să vă anunț la început, să vă luați paharul cu apă, dar în această seară vă dau voie să beți și un vin fiert, fiindcă merge tare bine cu Colinde. Eu beau apă. Deocamdată. Spuse Gabi deocamdată. Așa. Ia să-l vedem, ia să-l vedem. Unde este steaua noastră? Steaua sus răsare, ca o taină mare. Steaua strălucește și și lumii vestește că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria naște pe Mesia, naște pe Mesia. Magii cum zărirea, steaua și pornirea, mergând după rază, pe Hristos în vază, pe Hristos în vază. Și dacă pornirea îndată-l găsirea, la dânsul intrarea și se închinarea, și se închinarea. Lui Hristos menite, ducând fiecare bucurie mare.
Mulțumesc aplauzele, că a venit și Oana aici. Mi-a plăcut foarte mult această variantă pentru că mi se pare că te aduce așa într-o stare frumoasă. Spune cineva că semeni cu Kylie Minogue. Ce drăguț, ce drăguț. Mulțumesc, mulțumesc din suflet. Hai să mergem cu încă o colindă frumoasă din limba engleză și fetelor vă dau liber la dans. Așa, exact, așa. Voi nu le vedeți, dar eu le văd. Și chiar au intrat așa în atmosfera concertului și îmi place așa și e minunat că n-am mai avut un concert din septembrie. Walking around the Christmas tree and the Christmas party hall. Mistletoe hung where you can see every couple trying to stop. Să vă urăm Merry Christmas, everybody! Ați luat-o, ați luat-o înainte. Așteptați-mă și de mine. Un pic de Shakin' Stevens. Mulțumesc foarte mult încă o dată! A party tonight!
dragilor, Crăciun fericit! Să aveți parte de tot ce mai frumos pe lume! Să vă aducă moșul daruri minunate, să vă aducă sănătate, să stați alături cu cei dragi, așa, în formulă restrânsă. Nici noi nu depășim numărul îndrumat de autorități. Suntem doar 5 în această seară, vă promit. Nu depășim. Eu acum mă emoționez foarte, foarte tare, pentru că urmează piesa în premieră și simt așa că am un gol în stomac, dar eu știu că voi toți cei care mă priviți sunteți alături de mine, așa cum primesc în fiecare zi multe, multe mesaje frumoase de la voi și n-am cuvinte să vă mulțumesc. Astăzi, cum vă spuneam, este ziua bunicului meu și nu i-a fi plăcut să sărbătorim prin muzică, prin cântec, prin voie bună, așa cum am făcut-o de fiecare dată pentru ziua lui și nu pot să-i dăruiesc altceva și nu știu să fac altceva. O să-i cânt o piesă pe care i-am scris-o după ce a murit și hai să o căutăm. Mai dăm niște apă. O să-mi pun așa de... Doar în caz că mă pierd, mi-am scris versurile pentru că da, sunt foarte emotivă. În ciuda a cum mă vedeți de obicei, exuberantă și foarte pasională, să știți că sunt foarte emotivă când urc pe scenă și de fiecare dată când sunt acolo la trepte, simt un gol în stomac pentru că îmi doresc foarte tare de fiecare dată să iasă bine. Și pe cuvântul meu că tremur, pentru că știu că sunteți foarte mulți, nici nu vreau să nu spuneți cât sunt. Știu că sunt mulți, dar nu vreau să știu, pentru că o să mă apuce emoțiile și mai tare. Hai să facem aici o încercare, să vedem ce se întâmplă. Eroul meu și nici nu știu.
fost prea grăbită să te întreb ce mai faci iar azi. Ești rece și taci. Și-am terminat-o fără să mă încurc. Sper că v-a plăcut piesa. O să apară în curând, promit. Este prima dată când o cânt în întregime și sper că nu aveți pe cineva drag pe care l-ați pierdut sau dacă aveți, sper să vă fi plăcut piesa. Dar este Crăciunul și, cum spuneam, bunicului meu îi plăceau petrecerile, îi plăcea muzica, era un cântăresc de săvârșit. Și aș vrea să cânt împreună cu fetele de aici ultimul cântec din această seară și să terminăm pe veselie, pentru că viața e frumoasă, e important, e foarte important, mai ales de sărbători, să ne amintim de cei care nu mai sunt printre noi, dar eu sunt sigură că sufletele lor sunt mai liniștite și își găsesc pacea dacă noi suntem fericiți și purtăm în inimă fără să fim triști. Cred că asta le îngreunează și lor acolo existența aia, care eu sunt sigură că există. Și trebuie să fim fericiți, să profităm de fiecare zi, pentru că niciodată nu știm ce se va întâmpla mâine. Eu n-am apucat să-mi iau adio de la bunicul meu și probabil asta m-a durut cel mai tare. Dar eu știu că toți cei care nu mai sunt printre noi sunt acolo și ne privesc. Așa că hai să facem o melodie frumoasă pentru ei de Crăciun, cu toată lumea, toată lumea cântă și voi veniți aici lângă mine să terminăm live-ul ăsta așa în mare stil și în mare fel. Bine că ai fetele. Și nu-i pus mai trebuie. Nu ne-am pus nici mascara răzute la apă, măcar dacă ne pregăteam și noi cum trebuie. Suntem în Dita Mai studioul de make-up și nu ne-am pus mascara waterproof, dacă m-a luat și cu amețeală. Cred că v-a plăcut, dacă v-am emoționat, nu? Superbă, superbă, da, felicitări. Da. Sper să reușesc să-i scot clipul cât mai repede, cât mai repede. Ai înțeles, Oana? Așa. Și hai să cântăm, uite așa. Hop. Hop. Să nu dai ceva greu acum. Nu, așa... Gabi, tu o știi sigur. Tu ești prima de care la vine cor. Lângă mine. Da, de la cor. Și tu, Diana, tot de la cor. Hai. Și voi o știți și voi. Dacă eu sunt singură și plâns, e ok. Așa. Hai, măi. Da. Toată lumea aici, nici nu mai trebuie microfon la piesa asta. Hai, mă, că nu hai, e. Hai, 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 greu, hai. E greu. Thank you.
Sunt foarte privilegiată să am așa oameni în viața mea și nici nu știți câtă bucurie mi-a adus faptul că am reușit să fiu în fața voastră cu acest concert, care zic eu că a ieșit foarte bine, cu toată modestia, așa, voi mă știți că sunt foarte modestă, așa. Ne vedem, bineînțeles, mâine seară, deci mâine seară deja ne vedem și o să ne vedem în fiecare zi până în ajunul Crăciunului, după care două zile toată lumea stă cu cei dragi acasă și nu intrăm pe Facebook, ne-am înțeles, da? Nu intrăm pe Facebook două zile, stăm, ne bucurăm, după care ne apucăm să gătim pentru Revelion! Fiindcă așa se întâmplă de obicei. Dragilor, cei care sunteți acolo pe Insta, vă pup și sper că v-a plăcut cadoul Dianei, așa, să știți că a costat-o foarte scump. Deci nu sunt ieftină deloc, vorbesc foarte serios, adică... Are dreptate. Așa, deja trebuie să urce și prețurile la cursuri ca să poată să susțină concertul ăsta. Dar nu o să facă asta. Mi-ai făcut o reducere, noroc. Ți-am făcut o reducere, că te cunosc de 25 de ani. Dragilor, eu sunt Romanița și vă doresc din tot sufletul sărbători fericite. Vă mulțumesc că ați fost într-un număr foarte, foarte mare în această seară. Cred că a fost cel mai mare concert al meu și poate cine știe, lansăm albumul cu voi live pe Facebook. Pentru că, până la urmă, în momentul ăsta, noi am construit ceva minunat și cred că voi sunteți cei care meritați, din toate colțurile lumii, fiindcă știu că va fi imposibil să veniți la lansarea albumului meu, așa că eu m-am hotărât să-l lansez live undeva în primăvară, probabil. Ca să acum te-ai hotărât? Acum am hotărât. Acum, fix în momentul ăsta. Am sigur. Da. Domnul Alex Tomulescu, dacă se uită, l-a luat și pe tot pe această cale. Așa. Și o să lansăm în primăvară, o să facem un eveniment frumos live pe Facebook ca să poată să vină toată lumea din toate colțurile lumii. Am înțeles că se populează în curând și Marte și toate cele, deci să ajungem peste tot. Am înțeles că au pus antenă 4G unde au pus, sau 5G, unde au pus să pună, pe Lună, pe Marte. Deci avem internet și acolo. Vă mulțumesc, duceți-vă lângă cei dragi, luați-i în brațe. Iubiții, spuneți-le cât de mult te iubiți, e foarte important. Și noi ne vedem mâine seară de la ora 8 pe pagina mea de Facebook. Vă mulțumesc și să vă iubească viața, pentru că acesta este noul nostru motto și cred că e una din cele mai frumoase urări pe care vi le pot face. Să vă iubească viața, să aveți noroc, să fiți sănătoși și oriunde ați fi, oriunde ați fi, să păstrați spiritul Crăciunului în sufletul vostru. E foarte important. V-am pupat. Și acum urmăm de Diana să oprească la el.